Bună ziua, bună seara, dragii mei! Sunt Roberto Grossa, sunt practician de vindecare reconectivă și reconectare și bine v-am regăsit în direct. Astăzi vă propun să discutăm despre un subiect pe care eu îl consider de o foarte mare importanță și anume, vindecarea este un proces al întregii ființe. Pentru aceasta am invitat-o alături de noi în platou pe colega mea, Ramona Crăciun, practician de vindecare reconectivă și reconectare de asemenea. Bine ai revenit după aproximativ 2 luni de zile, dacă nu mă înșel eu, Ramona. Da, bună seara, Roberto, mulțumesc pentru invitație, bună seara și telespectatorilor tăi și să sperăm că încă o dată vom putea aduce câteva informații, câteva lucruri despre experiențele noastre care vor ajuta și pe ceilalți. Să știi că treaba asta eu consider cea mai importantă. Foarte mulți am observat că vorbesc mult din ceea ce ei au citit, vorbesc mult din ceea ce ei au auzit la alții și încearcă să filozofeze pe baza celor auzite, citite, văzute în alte emisiuni și așa mai departe. Eu cred că cel mai important lucru este să vorbim din experiența noastră, pentru că atunci când ai trăit o experiență reală, autentică, ceea ce transmis tu omului care se uită la tine în momentul ăla este starea pe care tu o ai atunci când povestești experiența trăită de tine. Dincolo de acele cuvinte, omul poate simți autenticitatea trăirii tale în inima lui, pentru că dincolo de cuvinte există un alt tip de conexiune, o conexiune care se întâmplă de la inimă la inimă. Și chestia asta se simte, chestia asta nu poate să fie povestită. Așa este. Întotdeauna oamenii vor simți când noi povestim din experiența noastră sau pur și simplu redăm niște citate pe care nu le simțim, pe care nu le-am experimentat. Se simte, totul se simte. Uite, eu consider că a venit timpul să discutăm despre ceea ce înseamnă cu adevărat vindecare. Știi bine cum este percepută de unii oameni vindecarea, cum este percepută de alți oameni vindecarea. În concepția mea, vindecarea, așa cum am spus și în tema emisiunii, este un proces al întregii ființe. În concepția mea, vindecarea nu se limitează doar la vindecarea fizică, așa cum cred majoritatea oamenilor sau cum înțeleg majoritatea oamenilor. În concepția mea, vindecare este mult mai mult de atât. Ce înseamnă pentru tine vindecare? E adevărat că și eu cred la fel ca și tine. Dacă ne-am duce la dicționar, am vedea că inclusiv Dex-ul recunoaște faptul că vindecarea se întâmplă pe mai multe planuri, da? Și la nivel fizic, și la nivel moral, și la nivel mental. De asemenea, să ne amintim sau să avem mereu în vedere faptul că vindecarea este un proces continuu. De ce spun asta? Pentru că nu ne vindecăm acum și gata, s-a terminat. Vindecarea, atâta vreme cât se produce pe toate planurile ființei, adică de la planul mental, spiritual, cauzal și se cascadează către planul fizic, da? Acest proces este continuu. Nu se întâmplă odată și gata, am terminat cu vindecarea. De altfel, inclusiv boala ajunge în corpul fizic plecând din planul mental. Mai întâi avem gânduri. Gândurile sunt semințe spirituale. Da? Dacă avem gânduri de boală, la un moment dat, boala va veni peste noi. Dacă vom avea gânduri care emană bucurie, fericire, iubire, normal că se va reflecta și în corpul nostru fizic. Normal că oamenilor le este mult mai ușor să vorbească de vindecarea corpului fizic pentru că este ceva palpabil pentru ei. Dar câți dintre oameni nu au depresie? Depresia ce este? Este o problemă la nivel sufletesc, este o problemă mult mai profundă. Am observat că depresiile, majoritatea depresiilor și au rădăcina în frică. Da. O să vreau să discutăm un pic mai încolo, tot în emisiunea din seara aceasta, despre frică. Am rezervat un spațiu pentru frici, pentru că foarte mulți oameni își bazează alegerile pe frică și din acel motiv ei suferă destul de mult. Uite, în concepția mea,
Nu prea mă pot referi la boală, pentru că atunci când spui boală, te gândești de fapt la nesănătate. Da? Pe când eu unul cred cu tărie că sănătatea este de fapt starea de normalitate a ființei. Atunci când spunem boală sau nesănătate, indiferent că este vorba de o boală fizică, de o problemă fizică, de o problemă emoțională, mentală, sufletească sau orice alt tip de problemă, da? Aia pentru omul ăla înseamnă o suferință. Da? În momentul în care ești foarte în echilibru cu tine, în acel moment ești de fapt sănătos pe toate planurile. În momentul în care ești foarte în echilibru cu tine, ești tu însuți. Te afli în armonie cu tine însuți. E, în acel moment, când tu ești în armonie cu tine însuți, ești de fapt în armonie cu Universul și Universul este în armonie cu tine. Din acel moment, viața ta devine doar bucurie. Viața ta este doar armonie. Eu aici cred că ar trebui să ajungem cu toții către această, să-i spunem, destinație. Ar trebui să mergem cu toții. Fie că vorbim de armonie trupească, sănătate, de armonie sufletească, fie că vorbim de armonie în familie sau de armonie în societate, pentru că trăim într-o societate și este mult mai plăcut când societatea în care trăim este o societate armonioasă decât o societate mai puțin armonioasă. Cred că tuturor ne place armonia. De acord cu tine, societatea este făcută din oameni, da? Sigur. Deci fiecare dintre noi contribuim la această armonie. Și aici ajungem la armonia cu noi înșine. Exact. Care este de fapt o datorie a fiecăruia dintre noi. Față de noi înșine. Față de noi înșine. Și mai mult decât o datorie, este ceea ce de fapt ne dorim cu toții. Dacă mă întreb pe mine, este o responsabilitate să fii în armonie cu tine însuți. Da, na, fiecare vede așa cum simte, da? Ai spus suferință. Din perspectiva mea, suferința este o alegere, precum și bucuria este o alegere. Deci totul depinde de noi. Putem alege să trecem printr-o experiență mai puțin plăcută. Da, mai puțin plăcută pentru că noi așteptăm anumite rezultate. În funcție de rezultatele pe care noi le așteptăm, catalogăm un eveniment ca fiind bun sau rău. Deși acum deja oamenii au început să înțeleagă că nu există bine, nu există rău, ci există această catalogare în funcție de așteptările noastre. Și de targeturile pe care le avem exact. Noi. Exact. Deci există această posibilitate a noastră, culmea, avem această libertate fericită de a alege cum să trecem prin experiența respectivă. Adică vrem să trecem cu bucurie, cu demnitate, cu responsabilitate, indiferent ce înseamnă acel eveniment. Chiar dacă îmi produce o stare de tristețe. Ok, sunt de acord, mi-o asum, dar să nu intru în tristețe aia și să nu mai ies de acolo și să fac o tragedie. Adică, hai să privim cu demnitate tot ceea ce se petrece în viața noastră și o să vedem că atunci, în momentul în care noi înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă tocmai ca noi să învățăm niște lecții, vom avea mai multă bucurie în a privi și a primi către noi orice ce vine. Eu personal, pentru că am fost un gică contra așa în viața mea, la un moment dat am spus de astăzi învăț să spun da. Și am început să spun da și a fost minunat și este minunat și spun da. Indiferent de evenimentul care vine către mine, spun da. E adevărat că sunt momente când, după ce spun da, normal că vine mintea, ta, ce ai făcut, ai spus da, ta. Deși trăirea interioară, da, a fost da, adică daul a fost sincer, simțit și spus cu toată ființa. Da? E, și te duci acasă și spui, băi, de ce am spus da? Și acest da poți să-l spui la o stare de bucurie, poți să-l spui la o stare de nervi. Da, m-am fost nervoasă. So what? Și ce? Da? Dar mi-asum. Adică viața asta, ca să o trăiesc în bucurie, din perspectiva mea și din ceea ce eu am experimentat până la acest moment, este
să-mi asum inclusiv starea aia de nervozitate. Da, domnule, am fost nervoasă. Hai să văd ce din mine mi-a atras starea aia, ce este încă neașezat. Și încă o chestie care am observat-o și cu care mie îmi place așa să mă joc, mă observ ce simt, ce gândesc, ce reacție am atunci când întâlnesc orice om. Adică, ce văd mai întâi? E frumos? Ce observ? Cum e îmbrăcat? Ce observ? Mimica, gestica? Pentru că am înțeles că tot ceea ce eu observ este de fapt în mine. Da? Adică și alea frumoase și alea mai puțin frumoase. Sigur, altfel n-ai putea să le observi. Exact. Și eu cred cu tărie că vindecarea înseamnă a ne accepta și acel ego inferior sau acea umbră de care vorbesc psihanaliștii, nu contează. Adică te accepta exact pe în forma în care ești, așa cum ești, exact, fără spune măști. Un întreg. Noi până la urmă nu suntem jumătăți, suntem întregi, dar suntem întregi când acceptăm și divinitatea din noi și umanul din noi, care uman, acest uman înseamnă și lucruri mai puțin plăcute, da? Să fii nervos, să fii supărat, să fii trist, să accepti că în tine poate exista și un violator și un criminal, da? Nu e bine, nu e rău. Cu toții în existențele noastre am experimentat o grămadă de experiențe, da, pe care dacă le-am filtra prin mintea noastră actuală, am descoperit că unele pot fi foarte plăcute, iar altele pot fi foarte neplăcute. Pe vremuri când făceam regresie, am experimentat niște lucruri foarte interesante cu oameni pe care îi duceam în viețile anterioare prin regresie și care îmi povesteau ce anume trăiau ei în acele momente de timp. În acest fel am putut să văd și să înțeleg lucruri pe care nu aș fi putut să le văd și să le înțeleg altfel. Lucruri pe care nu le poți înțelege decât în momentul în care le experimentezi. Referitor la uman, la partea umană din noi, eu unul am ajuns să cred că umanul nostru suntem de fapt noi, ființa noastră încarnată în această existență care experimentează această viață. Și umanul din noi nu este diferit de suprasinele nostru, cum s-a obișnuit să spună majoritatea. Pentru că oamenii acum, dacă ai văzut și tu, încep să diferențieze ființa și să o desfacă așa pe bucăți și cataloghează ei minte, subconștient, sine, suprasine, uman, suprauman, bla bla și așa mai departe. Când de fapt totul este un întreg. Eu cred că a venit vremea să începem să înțelegem că a ne despărți așa în bucăți nu este chiar foarte avantajos pentru noi. Și în momentul în care o să înțelegem că și partea aia și partea aia și partea aia tot noi suntem, când o să înțelegem asta o să avem mult de câștigat. Eu în viața mea am înțeles asta. Păi suntem un întreg, numai că din perspectiva mea avem o parte spirituală, spiritul și partea umană, acest corp fizic, iar noi aici cred știi, că avem de lucrat. E ca și cum ai încercat să desparți două fețe ale aceleiași monede. Dar nu, aceleași că nu le desparți. Ideea e, păi, moneda oricum are două fețe. Da, da? Dar e aceeași monedă. Și e una singură, ideea e că trebuie să accepti ambele fețe ale monedei. Sigur. Eu despre asta spun când spun că e necesar să ne acceptăm ambele laturi, pentru că am întâlnit foarte mulți oameni, ei vor să acceadă în planuri înalte, vor să atingă stări de samadhi, dar ei, cum să spun, nu știu lucruri elementare ale acestei dimensiuni, suntem acum și aici, am corect venit să învățăm să funcționăm în acest plan divin, să funcționăm divin în acest corp fizic, să spiritualizăm materia, adică ni s-a dat și am acceptat, am fost de acord, să facem un lucru extraordinar, să arătăm divinul într-un corp fizic, adică acest corp fizic care ne limitează, da? Ne limitează capacitățile și așa și totuși noi putem
să arătăm Divinul, să-L arătăm pe Dumnezeu, inclusiv în acest corp fizic. Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ai enunțat-o anterior, să spiritualizăm materia. Da. Da, foarte frumos spus. Pentru că oamenii încearcă să facă tot felul de chestii, să aplice tot felul de chestii, să atingă samadhi, să atingă iluminarea, mai puțin să fie ei înșiși. Da. Dacă ne uităm, nu neapărat la religii, atât la religii, cât și la mari mistici, toți spun cam același lucru, dar le spun în alte cuvinte. Da? Toți îndreaptă oamenii către inima lor, pentru că în momentul în care devii cu adevărat una cu inima ta și în momentul în care îți aloci dreptul de a da curs inimii tale în viața ta, din acel moment viața ta începe să devină cu adevărat acea nestemată extraordinară. Eu am trăit asta la un moment dat, am avut o experiență foarte interesantă care pentru mine a fost extrem de revelatoare și despre care o să vorbim la fel un picuț, un picuț mai târziu, dacă o să mai avem timp, dar aș vrea totuși să discut puțin despre asta acum. Pe vremea aceea de-abia interacționasem cu frecvențele reconective. Din cauza asta eu am și dorit să fac această emisiune direct cu Roberto Grossa și să mă duc cu ea mai mult pe partea de vindecare reconectivă și reconectare, pentru că asta mi-a schimbat mie viața. În momentul ăla de-abia interacționasem cu frecvențele reconective. Încă nu eram practician de vindecare reconectivă, încă nu ajunsesem la Viena să fac seminarul cu Eric Pearl. Vroiam atunci să merg în altă parte și chestia asta mi-a și schimbat direcția în viață, interacțiunea cu frecvențele reconective. Și după ce am avut acea primă interacțiune, într-un moment din viața mea, nu știu cum să spun asta pe post pentru că nu este o oră chiar foarte adecvată, o să încerc să folosesc anumite cuvinte, am avut o experiență de uniune sufletească, dacă mă pot exprima în acest fel, cu prietena pe care eu o aveam în acel moment. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat samadhi, am înțeles ce înseamnă cu adevărat uniunea cu cealaltă persoană, am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii una, pentru că am trăit această stare de uniune atât la nivel fizic, mental, sufletește, energetic, la toate nivelurile posibile pe care eu le puteam conștientiza în acel moment. Știi, e foarte ciudat să poți să spui, să afirmi că simți în același timp atât corpul tău fizic, cât și corpul celeilalte persoane, fizic, din punct de vedere fizic, că simți inima ta și inima celeilalte persoane, că simți sufletul tău și sufletul celeilalte persoane, că sunt cu adevărat un singur suflet, că ești tot tu. Știi, e foarte ciudat să afirmi că simți cu adevărat că tu ești aerul din acea cameră, că tu ești pereții, și continuăm extinderea conștiinței să afirm că în acel moment tu ești universul. Și universul este samadhi. Asta am trăit pe pielea mea, la propriu, în acea experiență. Experiența asta nu am mai avut-o până la interacțiunea cu frecvențele reconective. De aceea eu pun pe seama acestui fapt. Pentru că din momentul în care am interacționat cu frecvențele reconective și mi-am făcut și reconectarea personală, mi s-a făcut reconectarea, viața mea a căpătat un cu totul alt sens. Efectiv, conștiința mea s-a deschis la un anumit nivel încât am început să înțeleg lucruri pe care înainte doar credeam că le înțeleg. Sigur, și eu mă aflu în procesul meu de evoluție. Nu știu încotro va duce acest drum, nu știu care este capătul lui, bănuiesc care este, dar pentru mine este minunat, pentru că în momentul în care simți acea armonie, e tot ceea ce îți trebuie în acel moment. Știi că te afli pe drumul care trebuie, pentru că în momentul în care totul este atât de minunat, atât de armonios și simți acea pace, simți acea măreție, nu are cum
să fie ceva rău. Știi, iubirea nu poate fi rea. Eu asta cred că înseamnă cu adevărat vindecarea ființei. Când trăiești starea de uniune, când trăiești starea de samadhi, misticii numesc această stare samadhi. Eu cred, am ajuns la concluzia că asta este de fapt starea de normalitate. Ceea ce misticii numesc samadhi este starea de normalitate și de sănătate a ființei. Este starea de a fi tu însuți. Da, ideea e că oamenii nu sunt educați în acest sens. Din contră, omul este educat, te naști, crești, îmbătrânești, te îmbolnăvești și mori. Exact. Când vine cineva și spune, domne, da, tu poți să trăiești sănătos cât vrei tu, cât consideri tu să trăiești sănătos în acest corp fizic pentru a face tot ceea ce dorești tu să faci. Da? Exact. Ca să vorbim de misiuni. Ca să faci ceea ce simți, ce să simți, faci în să această fii, viață. Da? Să fii. De fapt, exact. Să fii. Să exact. Fii ce vrei tu să fii. Numai exact. Că e dificil în acest moment să schimbi perspectiva oamenilor. Nu este imposibil. Deja sunt pe pământ suficienți oameni care au altă perspectivă. Au înțeles uh-huh. foarte clar că ei sunt stăpânii propriei lor vieți. Corect. Da? Că de fapt asta înseamnă. Da? Corect. Și într-adevăr ei sunt conștienți că sănătatea este normalitate, tinerețea este normalitate. Corect. Da? Numai că e nevoie, e un proces. Nu putem după mii de ani să venim să schimbăm dintr-o dată. Fiecare avem ritmul nostru. Trebuie să luăm pe fiecare așa cum este și de unde este. Acum depinde de fiecare cât de mult se deschide și își dorește mm-hmm. să înțeleagă acest proces. Corect. Dar corect. Totul depinde cât de noi. Cât de sincer e față de el însăși. Exact, da, da. Și cât de, că iarăși revin la chestia cu curiozitatea. Ia mă să văd, chiar așa este. Mm-hmm. Hai să verific. Adică, așa cum luăm de... Eu asta n-am să pot să înțeleg. La școală luăm de bun ce ne spune orice profesor, orice educator, da? De multe ori luăm de bun ce ne spune. E ad literam ca o axiomă. Exact. Și nu ne ducem să verificăm, uh-huh. da? Și mai departe facem la fel în viața noastră. De ce? Pentru că nu suntem învățați să gândim, nu suntem învățați să cercetăm, uh-huh. să venim cu propria idee, cu propria simțire. Nu, suntem niște mașinuțe învățate să-și lărgească foarte mult memoria și nici de cum puterea de a gândi, de a simți, de a empatiza, de a comunica cu cei de lângă noi. Nu, pur și simplu cu cât și la școală, nu știu dacă ai observat, luau note foarte bune în general cei care memorau foarte bine. Uh-huh. Da? Ok, mai exista matematica unde să zicem cât de cât trebuia să gândești, dar dacă mă întreb pe mine, nici măcar acolo nu ești învățat să gândești, nu în sistemul nostru. Uite, eu de-aia le spun oamenilor, în general, experimentați. Da. Experimentați pe pielea voastră, vedeți ce înseamnă acel lucru pentru voi. Dar în momentul în care alegi să experimentezi ceva, dacă faci această alegere, este important să nu emiți preconcepții anterioare. Atunci când alegi cu adevărat să experimentezi ceva, du-te, experimentează chestia aia fără să-ți pui dinainte că o să fie așa sau o să fie așa. Ca o experiență să fie într-adevăr, să te poți bucura de ea, de autenticitatea ei, trebuie să încerci pe cât posibil ca în acea experiență să fii cu adevărat acel observator neutru. Da, și să înțelegi că experiența ta poate fi diferită de celorlalți de experiența altora, sigur. Să nu impui că și cu acest lucru trebuie să fim foarte atenți. Dom'le, eu asta am experimentat, dar nu e obligatoriu și tu să simți la fel. Corect. Nu e obligatoriu să treci prin aceeași experiență sau ca mie, și mine. Asta mi-a adus, ție poate să-ți aducă altceva. Poate să-ți aducă altceva. Bucură-te de ceea ce ți se oferă. De acolo și tema noastră de astăzi, faptul că vindecarea este un proces al întregii ființe. După pauza de publicitate vreau să discutăm despre ce înseamnă pentru unii vindecarea, ce înseamnă pentru alții vindecarea, ce înțeleg unii prin vindecare, ce înțeleg alții prin vindecare. Ne revedem în câteva momente, dragii mei!
Din nou în platou după pauza de publicitate, așa cum vorbeam înainte, Ramona, oamenii dau tot felul de sensuri vindecării. Unii înțeleg vindecare atunci când este vorba doar de vindecarea fizică. Alții înțeleg vindecare atunci când este vorba de o vindecare de o altă natură, o vindecare sufletească, o vindecare emoțională sau vindecarea vieții. Puțin spun vindecare la vindecarea propriei lor vieți. Și când spun vindecarea vieții, mă refer la acea stare de echilibru a întregii vieți a acelei persoane. Majoritatea, presupun că și ție ți s-au întâmplat astfel de lucruri, atunci când vin la vindecarea reconectivă, oamenii întreabă, știi, am cutare afecțiune, crezi că se poate vindeca? Pentru că oamenii ăștia înțeleg că se întâmplă o vindecare doar în momentul în care se vindecă corpul fizic. Da, majoritatea care au afecțiuni fizice, într-adevăr, își doresc foarte mult să-și rezolve acea problemă la nivelul corpului fizic. Desigur că... Și un lucru normal să-și dorească da, asta. Da, e un lucru normal, dar până la urmă, ce este vindecarea? Ce este vindecarea? Exact. Ok. Ce este vindecarea? De ce îmi doresc vindecarea? De fapt, ce îmi doresc? Îmi doresc starea de sănătate, cum ai spus și tu. Exact. Ce starea înseamnă, de bine. Da, ce înseamnă, de fapt, starea de sănătate? Starea de sănătate arată, de fapt, legătura mea cu divinitatea. Dar asta e din perspectiva mea. Eu așa traduc starea de sănătate. Deci un om, din perspectiva mea, deci ce spun acum, spun din perspectiva mea, experiența mea, un om care are o conexiune reală, are o legătură personală cu Divinul, și când spun Divin mă refer și la Dumnezeul din mine, pentru că până n-am să fiu în pace cu mine, n-am să fiu în pace cu nimeni, și dacă nu sunt în pace cu mine, n-am cum să fiu sănătoasă la nivelul corpului fizic, da? Pentru că lucrurile sunt simple, știu că toată lumea vrea lucruri complicate, nu, totul este foarte simplu, noi complicăm. Dacă la nivel mental eu am grijă ce gândesc, da? Sunt vigilent asupra gândurilor mele, normal că la nivelul corpului fizic se va reflecta. Se va reflecta în toată realitatea mea. Știi ce am observat eu? În momentul în care ești în pace cu tine, ești în pace inclusiv cu gândurile tale. Categoric. De ce să fii într-un anume fel vigilent, adică să stai cu atenția, aoleu, să-mi controlez gândurile. Nu mai ai de ce. Pentru da, că dar până acolo... Ești în pace. Până acolo, Roberto, fiecare este la un anumit nivel. Oamenii în continuare se compară. Se compară cu X, cu Y, cu Z. De ce? Pentru că ei, de fapt, din copilărie sunt comparați și nu înțeleg că nu trebuie să ne comparăm cu nimeni. Noi suntem... E o vorbă care mie îmi place foarte mult. Suntem perfecți și facem greșeli perfecte. Referitor la ceea ce discutam înainte la vindecare, am pregătit un material. Este vorba de un material pe care l-am mai prezentat odată telespectatorilor acum un an și o lună, două în urmă, nu mai știu exact cât a trecut de atunci, în care o doamnă a experimentat vindecarea reconectivă pe pielea ei. Această doamnă a avut câteva experiențe, da? Hai să vedem ce experiențe a avut doamna respectivă înainte de a ne întoarce și a trage concluziile bazate strict pe acest caz particularizat, da? Cum a fost prima sesiune de vindecare reconectivă, cea de ieri? Ca și senzație de bine, destul de asemănătoare, dar dacă ieri efectiv am simțit că există pe lume și altceva, greu, foarte greu de descris în cuvinte, dar foarte, 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 foarte bine. Probabil că au fost ceva obstacole, ieri am fost aproape ca și o fântâniță arteziană, simțeam că și din mine curg niște energii în același timp când
deci în același timp simțeam că intră și iese ceva, dar cu atâta căldură, cu atâta plăcere, cu atâta intensitate și armonie, nu credeam că se poate, deci nu dacă ieri le-am simțit pentru prima dată, astăzi mi s-au arătat clar că se poate și mai bine, deci totdeauna este loc de și mai bine, Ce ați simțit ieri, de exemplu, în sesiunea de vindecare reconectivă de ieri? Ce s-a întâmplat? Un flux de energie cu o energie care avea miros foarte puține culori, am simțit ieri. Foarte puține culori ați simțit sau ați văzut ieri? Am văzut ieri. A predominat albul și galbenul. Cât de clare au fost aceste culori, ca și claritate vizuală? Foarte clare. Ar fi foarte putut clare. Exista... La un moment dat chiar mi s-a părut că mi s-a stins lumina, probabil când s-au trecut niște baraje. Dar vizual, culorile au fost ca și cum ar fi văzut cu ochii fizici sau nu? Nu, deci eu conștientizez că au fost culorile alb și galben, dar nu albul și galben care îl vezi pe orice tablou sau îl vezi în natură, de o altă factură, greu de explicat. Deci știu precis că a fost alb și galben, dar nu albul și galben cu care suntem obișnuiți. Deci altfel de alb și altfel de galben. Altfel de alb, altfel de galben. Dar ca și claritate, claritatea culorilor era aceeași cu cea pe care o vedem când vedem o culoare cu ochii fizici? Adică era la fel de clară vederea acestor culori sau nu? Da, clară, dar altceva. Deci tot timpul îmi este foarte greu. Sunt fericită, sunt entuziasmată și foarte greu poți să găsești cuvintele să explici altceva. Probabil foarte greu te poate înțelege și altcineva care n-a trăit și n-a simțit chestia asta. E fenomenal, greu de crezut, greu de imaginat. Probabil că nici în visele cele mai vise, omul nu gândește că se poate și așa. Cum a fost după sesiunea de vindecare reconectivă de ieri? Îmi povesteați că înainte de sesiune erau anumite dureri, erau anumite stări ale corpului care existau înainte de a face sesiunea de vindecare reconectivă. Cum a fost după ce am terminat sesiunea? Categoric, la sfârșitul sesiunii, eu care am o vârstă și... efectiv nu mai puteam de durere, la sfârșit am simțit nevoia să-mi pipăi picioarele, să văd, sunt ale mele, într-adevăr, nu mai mă dor, se poate, îmi lipsea, nu că îmi lipsea, pentru că nu vreau să-mi lipsească, dar nu venea să cred că am scăpat de durerea de picioare, care era acută, dată fiind afecțiunea care o am eu pe coloană. Iar după sesiune durerea nu a mai existat absolut deloc? Sau poate a rămas undeva în subconștient, poate mai este acolo, pentru că sunt 20-25 de ani în care eu am simțit-o zilnic, minut de minut, secundă de secundă, deci probabil că este posibil ca subconștientul meu să o simtă. Practic astăzi, după o zi în care am gătit, am făcut curățenie, m-am plimbat destul de mult, nu mai simt picioarele obosite. Durerea a mai reapărut după sesiunea de ieri? Nu. Păi, după, în mod normal, după o zi ca asta, la ora actuală
trebuia neapărat să stau cu picioarele în sus, să mă relaxez, să fac masaj și așa mai departe. Și astăzi a mai fost nu, nevoie nu, de asta? Nu. Altă circulație, alt flux a primit toată... În cursul acestei zile am făcut a doua sesiune de vindecare reconectivă. Ce ați experimentat în această a doua sesiune de vindecare reconectivă? Ceva miraculos. Deci pot să afirm cu certitudine că fiecare culoare are mirosul ei. Fiecare culoare care am văzut-o, poate nu le-am văzut pe toate, dar pe lângă alb și galben a apărut albastru, au apărut nuanțe de albastru, nuanțe de mov, nuanțe de verde, dar nuanțe care m-au impresionat pentru că nu le cunosc din natură. Deci ați văzut iară culori. Exact. Cât de clare au fost aceste culori? Extraordinar de clare, cu paletă de culori. Deci nu că a fost un... Ar exista posibilitatea ca culorile să fie doar închipuite? Nu, pentru că nu sunt pictoriță, nu pasiunea mea sunt culorile. Ca să fie undeva o obsesie sau să mi le imaginez. Niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că o culoare poate să aibă așa o paletă largă de nuanțe. Deci tot ceea ce am văzut pot să afirm cu certitudine că au fost culori pe care nu le-am perceput. Ochiul meu de om nu l-a perceput în natură. Cum este să percepi o culoare și să simți că acea culoare are miros? Pentru că asta mi-ați povestit. Ați spus că fiecare culoare deci avea mirosul fascinant. Ei. Este ceva fascinant să vezi bleu și să simți ceva asemănător cu briza, să vezi movul și să simți ceva care aduce aliliac, dar eu spun chestia asta pentru că nu am cuvinte să... Probabil că nu s-au inventat încă cuvintele, să... Poate nu e voie să le folosim, nu știu, dar nu am cuvinte ca să explic exact percepția care am avut-o. Ceva fantastic, ceva de neimaginat. Există astfel de mirosuri în lumea reală? Nu. Eu care pot să mă laud că am un miros, simțul mirosului mai dezvoltat decât normalul, nu am perceput. Deci nu am perceput. Nu este un miros chimic, nu este un miros... zic eu un miros natural, dar nu un miros de iarbă cosită. Este altceva, este ceva energetic care culoarea, mirosul, prezența acelei energii nu poate să decât să te încânte, să te bine dispună și să te facă să regreți că se termină ședința și rămâi în interiorul tău, rămâi cu plăcerea, rămâi cu, dar și cu regretul că nu mai este. Ai rupt contactul. Mare, mare păcat și sunt deznădăjduită că nu-mi găsesc cuvintele. Deci nu, aș vrea să vă povestesc, aș vrea să știți, dar n-am cuvinte să vă spun decât că pot să zâmbesc, pot să port capul sus, pot să fiu fericită că am trăit ceea ce am trăit. Care este starea pe care o aveți acum, după sesiunea de vindecare reconectivă, față de cum era înainte de a face cele două sesiuni de vindecare reconectivă? Din nou, greu de găsit cuvinte, greu de explicat. Deci nu pot să spun decât încearcă ca să pot să afli adevărul. Am
este atât de bine și este atât de probabil ani de zile de acum încolo îmi voi realimenta bateriile și voi încerca de fiecare dată când sunt, când am un obstacol de trecut, să mă gândesc, trebuie să ajung înapoi la binele și la starea aia, pentru că e minunată. E ceva care odată ajuns să cunoști, cred că îți dorești toată viața să fii acolo, să cât de cât să ți întreții acea legătură. În vindecarea reconectivă se recomandă un maximum de 3 ședințe, de 3 sesiuni de vindecare reconectivă. Sunt oameni care poate au nevoie, pentru ei este suficient o singură sesiune, unii vor să facă 2 sau 3 sesiuni de vindecare reconectivă. Noi am făcut doar 2 sesiuni de vindecare reconectivă. De asta vroiam să știu cum este doar după 2 sesiuni de vindecare deci, reconectivă. Deci după 2, senzația este fantastică. Îmi imaginez, am înțeles de la tine că există și o reconectare... Reconectarea personală. Personală. Dacă astea sunt atât de minunate și efectiv simți că renaști, dar renaști din ceva minunat, renaști din, nu ca pasărea Phoenix din propria cenușă, nu, deci renaști cu zâmbetul pe buze, nu ca copilul care vine pe lume plângând, nu. Ești cu zâmbetul pe buze, ești cu fruntea sus. Asta este mare lucru, fiecare om să simtă că poate să stea cu fruntea sus. Eu le povestesc oamenilor cât de mult mi-a schimbat mie viața, reconectarea mea personală. Eric Pearl spune că între vindecarea reconectivă și reconectare, singura diferență care există e ca aceea care există între două înghețate care au arome diferite. Asta povestește el într-un interviu pe care l-a dat unui practician de vindecare reconectivă și reconectare anul trecut în timpul seminarului de la Ljubljana. Poate că vom avea timpul și poate că și dumneavoastră o să optați la un moment dat să faceți reconectarea personală. Oh, da, cred că e ceva minunat. Eu recomand de obicei oamenilor ca înainte să facă reconectarea personală să experimenteze măcar o ședință de vindecare reconectivă pentru a vedea pe propria piele cum este acest lucru. Pentru că sunt de părerea, ca și practician de vindecare reconectivă, că treaba asta trebuie să o trăiești pe propria piele pentru a o înțelege. Exact. Pentru că nu sunt cuvinte. Deci nu sunt cuvinte să redai ceea ce simți. Spre părerea mea de rău, încă nu s-au inventat cuvintele care să poată reda exact ceea ce am simțit eu, ceea ce am trăit eu, ceea ce este și nu ne dăm seama că este în jurul nostru. Nu, păcat că ar trebui experimentată chestia asta, fie chiar de curiozitate, pentru că bănuiesc că fiecare om în stilul lui intră în armonie cu frecvența. În trecut ați experimentat și alte tehnici de vindecare. În trecut, din câte știu, ați fost și la bioterapie și la alte tipuri de vindecări energetice, să mă exprim în acest fel. Pe pielea dumneavoastră, prin propria simțire, ați putea să-mi spuneți dacă există vreo diferență între ceea ce ați experimentat în vindecarea reconectivă și alte tehnici de vindecare la care ați participat? O, categoric, vindecarea reconectivă este ceva complet deosebit. Este o îmbinare de forță și de energie. Dacă la bioenergie simțeam într-adevăr fluxul de energie, pișcăturile și
un curs normal, mai mult sau mai puțin normal, al energiilor, aici le vezi, le simți, ai senzația că întinzi un deget și poți să le și simți. Dar nu-ți vine să faci mișcarea de frică să nu se distrugă imaginea și să nu pierzi simțirea. Trăiești în altă lume. Este cu totul și cu totul altceva. Mult mai puternic, mult mai real, mult mai... Adică se simte la un nivel mai concret față de... Mult mai concret, mult mai adevărat. Mult mai adevărat. Deci nici după 20 de ședințe de bioenergie nu simți cu atâta putere fluxul și cu atâta... într-adevăr îl simți. Deci complexitatea asta de văz, auz, miros este ceva de care nu întâlnești în altă parte. Deci nu... Una este să le simți pe fiecare în parte și alta este să simți totul unitar. De asta este foarte greu să găsești cuvinte. Ești entuziasmat, ești... Dar n-ai cuvinte să râzi și să te exprimi exact ceea ce ai... Nu pot să spun decât încearcă și vei vedea. Eu vă mulțumesc pentru aceste cuvinte pe care le-ați spus pentru telespectatorii emisiunii noastre. Eu mulțumesc pentru lui Eric, care te-a învățat pe tine. Universul lui că a dat această șansă omenirii. Să aveți o viață minunată în continuare și să ne revedem cu bine și la reconectarea personală. Doamne ajută! Așa să fie! Toate cele bune! Această energie este o forță omnipotentă. Ea va fi copleșitoare la început, are nevoie ca în final să fie modulată și rafinată. Este un instrument al tău. La început, ea este copleșitoare și e posibil ca să simți acest lucru pentru un timp, atunci când vine și pleacă. Dar pe măsură ce te obișnuiești cu ea, va putea fi dirijată mai bine prin tine. Ea este iluminatoare. E copleșitoare, dar acest lucru e similar cu dobândirea unei noi aptitudini. Acea primă înțelegere de bază despre unitatea vieții tale și a energiei din univers este o experiență cu totul inedită. Nu o vei uita. Menținerea vitalității personale sau reîntinerirea vin odată cu modularea energiei. Trebuie să-ți stabilești ritmul, la fel cum se antrenează un sportiv. Acest lucru va veni odată cu practica, îi spune Solomon în cartea intitulată Solomon vorbește, lui Eric Pearl, cel care a adus această lucrare în lume, doctorul Eric Pearl. Mi s-a părut relevant să citesc acest pasaj din capitolul 8, pentru că se referă exact la ceea ce doamna pe care tocmai ați văzut-o povestește în materialul respectiv. M-a interesat să dăm curs acestui material, chiar dacă l-am mai difuzat odată pe post acum un an și ceva în urmă, din cauza faptului că această doamnă a trăit atât o vindecare fizică, a trăit o vindecare emoțională, cât și vindecarea propriei ei vieți, pentru că ea a adus acea armonie în viață. Și asta este de fapt ceea ce eu cred că contează extraordinar de mult, armonia. Pentru că în momentul în care este armonie pe toate planurile, în acel moment este sănătate pe toate planurile. Fie că vorbim de sănătate fizică, fie că vorbim de sănătate emoțională, sau vorbim de sănătatea propriei noastre vieți, sub formă de armonie în familia noastră, la serviciul nostru, în societate sau oriunde ne aflăm în acel moment. Dragii mei, acest lucru depinde doar de voi, depinde doar de alegerile pe care vi le faceți. Puteți alege oricând să experimentați această formă de vindecare. De ce nu? Poate că o să vă aducă același lucru pe care
și doamnei din material vi l-a adus, poate o să vă aducă mult mai mult de atât, sau poate o să vă aducă ceva ce nu o să recunoașteți în primă fază, pentru că fiecare experimentăm lucrurile în mod diferit. Sunt oameni care experimentează un lucru, sunt oameni care experimentează un alt lucru. Draga mea, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația de a veni în direct cu Roberto Grossa. Te mai aștept și cu alte ocazii. Până data viitoare, când o să ne revedem, nu uitați, vă îmbrățișăm cu drag, vă iubim și scrieți-ne cu sugestiile și recomandările voastre pe Facebook la Direct cu Roberto Grossa. Vă doresc o zi minunată!